În porturile de la malul mării se aflau în această dimineață 25 de nave fără operațiuni portoare. 15 dintre acestea erau în portul Constanța, 7 în portul Midia și 3 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări marți erau 5 nave, toate pentru portul Constanța. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 7 martie 52 de nave erau sub operare. 48 se aflau în portul Constanța și 4 în portul Midia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau marți dimineață 22 de nave. Dintre acestea, 19 așteptau pentru operare, iar 3 nu aveau operațiuni portoare. În ceea ce privește traficul fluvial, în portul Constanța se aflau 43 de remorchiere și împingătoare de linie. Vorbim de 18 nave străine și 25 de nave românești. De asemenea, și în portul media se află o navă românească.